Am făcut na și greșeli, am investit și în lucruri care s-au dovedit care nu au fost bune pe termen lung. Ce? Nevoște? E un secret? Prefer să nu vorbesc despre lucrul ăsta. De ce? Ce e așa de... Îți dai seama că acum chiar ne-ai stârnit curiozitatea. Dacă nu spuneai asta, nu ne stârneai niciun fel de curiozitate. Dacă mergeai așa firesc mai departe. Măcar spune-ne în ce domeniu sau ceva. În viața de noapte, în cazinouri, în lucrurile astea. Ah, ok. Bun. Și de ce? Da. Chestia asta e extrem de profitabilă, teoretic. Pentru mine nu a fost profitabilă deloc. Am pierdut foarte mulți bani. Păi... Adică, după ce nu am mai jucat, am început, ca să zic așa, să îmi trăiesc viața, neavând timp. Când jucam fotbal, am început cu să am o viață de noapte destul de activă. Ok, încep să înțeleg acum, la casino. Cum vine chestia asta? Cum vine dorința asta de a juca la casino pentru un tânăr fotbalist? Nu știu. Pur și simplu. Inexplicabil. Nu pot să explic. A fost o perioadă de 2-3 ani de zile când jucam zi de zi. Cum arăta o zi, o noapte din viața ta când jucai la casino? Poți să ne descrii un pic? O noapte oribilă. Pierdeam foarte mulți bani. Ajungeam să pariez, nu știu, câte 100 de milioane vechi în fiecare zi. Pariai? Pariam, da. Pe evenimente? Pe tot ce prindeam, adică câteodată și pe evenimente, ruletă, blackjack. Tatăl meu lucrase într-un casino mulți ani de zile și cam știam. Multe. Dar asta se întâmpla într-un casino, deci mergeai într-un casino, intrai și îți lăsai sufletul afară, cum se spune, și banii înăuntru. Banii înăuntru, da, și am avut... Am pe mama mea care a fost lângă mine mereu, mi-a ridicat moralul și m-a făcut să cred în mine și m-a împins să plec în afară, să fac altceva, să nu mai stau aici, că poate ajungea mult mai rău. De asta zic că deci a fost faptul că am plecat în America a fost cea mai bună decizie care am luat-o. Ok, acum înțeleg. Deci a fost o criză personală prin care ai trecut. Și era, cum, da, era automat și o criză de familie, o criză în familia ta. Da, exact. Probabil eram într-o depresie când mai jucam și mă mânecam amarul în lucrul ăsta. Doar ruletă, jocuri de noroc jucai sau și pariai pe sport? Pe... Jocuri de noroc. Uh-huh. O singură întrebare mai am pe tema asta. E vreun moment de care ți-aduce aminte rău din perioada asta și pe care îl poți descrie ca un avertisment pentru cei care ar fi tentați de așa ceva? Un moment, o seară pe care o ții minte. Adică când te trezești, ești pe stradă, te gândești, astăzi o să fac o greșeală doar, sau astăzi nu o să fac nicio greșeală. Nu ai cum să controlezi lucrurile astea când ai foarte mulți bani pe mână de la o vârstă foarte fragedă și nu asculți de nimeni, faci greșeli. Inevitabil. Cum ai fi putut evita chestia asta? Ai idee? Ce crezi acum, la 31 de ani, aproape 31 de ani, nu? Da, 30. 30, mulți înainte. Ce te-ar fi putut salva de chestia asta sau te-ar fi putut împiedica să intri în caruselul ăsta nebunesc? Nu știu, probabil să mă căsătoresc de tânăr, să fac o familie de tânăr și... Cred că asta ar fi schimbat lucrurile. Când ai mers la Rapid, erai deja intrat în chestia asta? Erai intrat în povestea cu cazinourile? Nu, asta după ce ai terminat-o cu fotbal. Deci erai te retrăsești când a început povestea cu cazinourile? Da. Ai estimat vreodată câți bani ai pierdut în cazino? Sau dacă ar fi să estimezi, câți bani crezi că ai pierdut în total în cazino?
un spațiu comercial în Craiova plus un apartament. Cam peste 100 de mii. De euro. Da.